În ultima perioadă, din ce în ce mai des, institutele de sondare a opiniei publice chestionează electoratul cu privire la alegerile europarlamentare. Cel mai recent sondaj a fost realizat de INSECOP în perioada 27 februarie-4 martie și arată ce partide vor obține rezultate bune după ruperea USL. Astfel, alianța dintre PSD, UNPR și PC ar obține 40,4% din voturi, în creștere față de luna ianuarie, Partidul Național Liberal 17,6%, Partidul Democrat Liberal 13,7%, Partidul Mișcarea Populară 9%, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 5,1%, Forța Civică 4,7%. Partidul Poporului Dan Diaconescu ar obține 4,1% din voturi, Partidul România Mare 2,7%, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat 1,7%, Alt Partid 0,9%. Potrivit sondajului, Partidul Național Liberal pierde cel mai mult de pe urma ruperii USL, la fel și PDL, mai ales după înființarea Partidului Mișcarea Populară. De asemenea, analiștii spun că susținerea electorală pentru PSD, PC și UNPR ar putea fi influențată de dispariția acronimului USD.